Pacea Domnului, bine ați venit la închinare, parcă și uitasem cât de frumoși sunteți. Cred că nimic nu e mai frumos și mai plăcut decât să fie frați împreună strânși la oaltă, să-L laude pe Dumnezeu. Și vă invit ca în numele Domnului Hristos să deschidem serviciul divin de închinare din seara aceasta cu imnul 185, cu sufletul prea plin de dor. Pentru rugăciunea de deschidere am să rog pe sora Paula să se roage pentru noi, apoi am să-l rog pe fratele Alin să mă ajute cu microfonul. Sufletul prea plin de dor, iubitul nostru Mântuitor, venim în fața ta după o săptămână de lucru și alergare ca să-ți mulțumim că dragostea ta în această seară ne-a strâns aici. Îți mulțumim pentru jertfa ta, pentru sângele tău care l-ai dat pe crucea de pe Golgota și că ești un mare mijlocitor, sus în cerul mare preot și mijlocești pentru noi. Deschide gândurile noastre, inimile noastre, ca vorbitorul să-și facă loc prin cuvintele sale în inimile noastre, acest cuvânt să aducă rod în inimile noastre, să nu-l ținem numai pentru noi, ci să-l spunem și celor de lângă noi, pentru că aceste vremuri vedem că sunt tulburi și sunt aproape ca tu să vii să ne iei la tine. Binecuvântă pe toți care sunt îndurerați, pe copii care s-au despărțit de părinți, pe soții, soți, fiecare pe unde se găsesc, Doamne Iisuse, pe cei din Ucraina și chiar și în țara noastră sunt mulți bolnavi care te caută din inimă curată. Doamne, ajută Tu ca mare medic să se simtă și ei bine în sabatul Tău cel sfânt. Pacea Ta să rămână în inimile noastre, în gândurile noastre, în acest sabat sfânt și fă ca să-ți facem sfântă voia Ta și să ne întâlnim cât de curând cu Tine împărăția Ta. În numele Lui Iisus Te-am rugat, fac-se voia Ta. Amin. Avem, înainte de
a discuta noi adulții, unii despre ceilalți, despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat pentru noi. Înainte de a asculta cuvântul, avem în ocazia aceasta o intervenție din partea unei domnișoare pe care o invit aici în față. Sau acolo e mai ok? Nu, trebuie aici ca să o vedem. Te rog frumos, uite aici, să vii lângă mine. Și sunt convins că Domnul îți va da putere să ne spui ce ai pregătit tu pentru noi, astfel încât noi să fim bucuroși înaintea lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Amin. Amin. Foarte frumos. Mulțumim mult! Dragii mei, nu mai e un secret pentru nimeni că războiul dintre Rusia și Ucraina se pare că a pus capăt pandemiei. Deja probabil e de domeniul trecutului, vom vedea cum vor evolua lucrurile. Nu fac decât un scurt anunț legat de purtarea măștii în interior. Știți că nu mai este obligatoriu, este doar recomandat. Toți aceia dintre dumneavoastră care se simt în regulă, se simt confortabil să o poarte în continuare, sunt liberi să o facă. Ceilalți putem să stăm fără măști. Se va citi și mâine un comunicat venit din partea Uniunii, n-am să rețin atenția în ocazia aceasta cu acest amănunt. Vreau să spun un bun venit familiei Bărbulescu, sorei Aritina și fratelui Cătălin. Ne bucurăm că sunteți cu noi astăzi la Pitești, începând din seara aceasta și până mâine după amiază. Sunt convins că deja Dumnezeu v-a vorbit în primul rând dumneavoastră, ca la rândul dumneavoastră să ne aduceți un cuvânt potrivit pentru vremurile astea în care trăim. Fratele Cătălin, așa după cum îl cunoaște, slujește de mai mulți ani ca director în cadrul Centrului Media Adventist. Este un loc misionar acolo unde lucrați și cred că Dumnezeu se folosește zilnic de influența dumneavoastră în acel mediu. Până când fratele Cătălin va lua cuvântul, aș vrea să vă ofer dumneavoastră cuvântul în seara aceasta, pentru că în fiecare vineri seara ne-am luat bunul obicei, să știți că nu avem 21 de sabate ca să ne formăm obiceiul ăsta, însă nu vreau să stric obiceiul, să putem împărtăși experiențe scurte despre modul minunat în care Dumnezeu ne-a influențat viața săptămâna aceasta. Este cineva care cum să zic, așa, pleznește dacă nu împărtășește cu noi din bucuria de a fi lângă Dumnezeu, de a-L asculta, de a-I urma glasul. Este un microfon la fratele Alin, nu mai este. Ne putem anunța prin ridicare de mână? Fratele Nicu, vă rog frumos. V-am mai spus lucrul acesta cu două sabate în urmă. De puțin timp mergem la spitalul penitenciar din Mioveni, unde ne întâlnim cu cei care periodic ajung la spital din cauza de boală. Nu vor vorbi despre ei, ci despre o doamnă care este psiholog, educator în cadrul spitalului și care ne însoțește în aceste activități. De regulă, în penitenciarul mare, suntem lăsați singuri. Nu stă nimeni cu noi, nici agenți de pază, nici educatori, noi suntem singuri. Ei, aici dânsa a stat alături de noi în fiecare ocazie. Și ultima dată i-am spus să știți că ceilalți care sunt cu noi nu stau cu noi, știu că aveți treburi pe la birou, le puteți rezolva, nu trebuie să ne țineți neapărat lângă noi și noi să vă blocăm aici activitatea. Și dânsa m-a uimit prin răspuns, zice, nu,
Vreau să stau, pentru că au lucruri extraordinare pe care nu le-am știut până acum și vreau să stau pentru că toți cei care ați venit până acum știți, aveți un dar al povestirii și nu povești de care cine știe pe unde, de unde sunt adunate, ci povești din Biblie. Și vă văd cu câtă însuflețire vorbiți și îmi place să stau aici și nu o să vă părăsesc, dacă nu vă supără. Zic, nu, ne face plăcere. Și cred că în ocazia aceasta am putut să vedem că nu numai celor care sunt deținuți putem să le vorbim, ci și celor care vin și pleacă de acolo și doar lucrează acolo. Și Dumnezeu să fie lăudat pentru că dânsa este un prim pas dintre cei care le place să asculte despre Dumnezeu. Chiar este o doamnă deosebită. Mulțumim. Fratele Gențian, că tot este microfonul aici. E prima dată când în cadrul acestui proiect al bisericii noastre iau cuvântul și asta doar ca să iau din minute fratelui Cătălin. Nu, că avem o înțelegere și mi-a acordat. Ok, m-am gândit că formatul emisiunilor dânsului sunt cam de 45-48 de minute și să nu-l punem într-o ipostază care are spațiu mai mare aici. Sunt convins că intervenția lui Dumnezeu în cadrul fiecăruia dintre noi este infinit mai mare decât ne imaginăm noi și poate la fiecare intersecție sau trecere de pieton, El este acolo și ne călăuzește și noi nici măcar nu știm și nu o să aflăm decât în veșnicii. Merg săptămânal la București, uneori de două ori pe săptămână și de regulă merg singur. Săptămâna aceasta am luat și un coleg, Gabi Birjaru, fostul frățior de-al nostru, cu mine. Și așa s-a întâmplat că am întârziat foarte mult și în mintea mea mă gândeam, băi, când l-am luat și pe el, a rămas peste program, fie că a vrut, fie că n-a vrut, a trebuit să duc o parte din marfă undeva în județ și s-a făcut noapte, fulguia în ziua aceea urâtă, prin bradul, noapte, cu valul de zăpadă care venea. La un moment dat îmi pune Gabi mâna pe volan și eram cu duba, îmi trage de volan și realizez că puteam să dau peste un om care mergea cam la un metru pe asfalt. Am realizat de ce Dumnezeu m-a pus să iau pe Gabi cu mine în acea zi, chiar dacă l-am ținut peste program. Domnul știe dinainte viața noastră și ce e cel mai bine pentru noi. Acolo, sora Dorina Cristescu. În săptămâna aceasta am avut cu copiii la școală o lecțioară scurtă. Noi suntem în clasa 1, dragile mele jucării, și era vorba despre sărbătorile pascale. I-am întrebat dacă știu ce înseamnă și surprinzător au știut copiii de clasa antică, de regulă îți spun că vopsim ouă, că vine iepurașul, că... Da. Na, de data asta au știut. Numai că eu i-am întrebat dacă ei știu unde este Iisus acum. Și n-au știut, s-au uitat la mine și am avut această ocazie extraordinară să le spun că este sus, în cer, și că ne pregătește la fiecare câte o cămăruță. O cămăruță mică, mică, unde o să fim cu El toată veșnicia, dacă o să fim cuminți. Și așa de cuminți erau, imaginați-vă că am 18 băieți și doar 8 fetițe și trebuie să fiți factor lupte, de echilibru. Lupte crâncene. Și au fost extraordinar de cuminți și m-am bucurat foarte tare că am putut să vorbesc copiilor, chiar dacă așa micuți cum sunt, despre asta. În afară de faptul că țin foarte tare ca atunci când servesc sandvișul în pauza de masă, obligatoriu să-și facă rugăciunea în gând. Micile obiceiuri, dar care conduc la o disciplină. Construiesc un caracter. Da, și construiesc un caracter, evident. Atât am avut de spus. Puțin, dar... Dar bun. Pentru început. Mulțumim. Sora Mariana. Experienței dânsei. Învață pe copil de mic. A intrat o doamnă în librărie, foarte drăguță, s-a uitat mai întâi la standul cu alimente și a luat de acolo două pungi cu semințe.
Apoi s-a uitat pe unde am obiectele de decor și le citea, se uita și a zis, textele astea le știu. Le-am învățat cu mama când mă duceam la biserică, când eram mică. Și atunci m-am gândit la învață pe copil de mic și când va fi mare, nu le va uita. Apoi a mers la raftul cu cărți și a cumpărat un braț de cărți și a zis, nu-mi pare rău că am intrat, e pentru prima dată când am intrat în librăria dumneavoastră. I-am făcut invitație să mai vină, i-am oferit și un bonus pentru cărțile pe care le-a cumpărat. M-am bucurat foarte mult că Dumnezeu trimite mereu oameni care poate au intrat pentru prima dată, dar sunt trimiși de Duhul lui Dumnezeu ca să le amintească ce au învățat când erau mici. Mulțumim! Sora Mariana Ștefan, numai puțin că tot e microfonul acolo, apoi vine la dumneavoastră. Când au fost cele trei doamne și o domnișoară la noi în noaptea aceea din Ucraina, ne-am tot gândit ce să le dăm noi, că ne-au luat prin surprindere așa, ce să le dăm noi să plece cu ceva de la noi. Și fetiței i-am dat un puzzle cu România. L-avea Andres, arăta foarte bine și zic, pe ăsta îl dăm. Atât m-a surprins săptămâna asta când i-a trimis lui Ciprian o imagine, mama și fata cu puzzle-ul rezolvat. A fost ceva, am simțit că suntem frați. Da. Mulțumim, sora Mariana. Abia acum realizez de ce Domnul mi-a dat-o pe cea mică. Nu prea am înțeles, dar acum chiar înțeleg. De data aceasta am schimbat parcul, în parcul unde mergem de regulă. Și am stat de vorbă cu o mămică a unui coleg de-al ei, de clasă. Printre altele îmi spune și dumnea ei, îl are spre bătrânețe, deși este primul copil. Și printre altele îmi spune, copiii sunt cununa noastră și la revenirea Domnului Iisus vom fi trași la răspundere de ce am făcut pentru ei. Să știți că mi-a dat foarte mult de gândit, deși dânsa este ortodoxă. Să ne ajute Domnul să facem tot ce trebuie pentru ei, pentru a avea în cer. Doamne ajută-ne! Amin. Amin! Două lucruri vreau să spun în încheierea acestui moment. Știți că am strigat la un moment dat pe grupul bisericii că aveam nevoie disperată de forță de muncă. Pe casa scării, în apartamentul parohial pe care l-am cumpărat recent, este un lift nou și e așa genul de lift tip bibelou, la care decât te uiți la el, când ai nevoie de el, nu ai voie să-l folosești. Și au venit materialele de construcții și a trebuit să urcăm pe scări. Zeci de saci, gresie, faianță și la un moment dat brațele de muncă pe care le aveam obosiseră. Vreau să vă spun că am rămas impresionat că, deși n-a răspuns nimeni, știți că nu puteți scrie decât eu intervin, dar în privat mai îmi scrie câte cineva. A răspuns decât o singură persoană, însă m-am trezit acolo cu patru. Și vreau să le mulțumesc. Efectiv a fost așa o injecție de energie. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este că săptămâna aceasta, de 8 martie, am avut acțiune, a fost nici nu știu cum să o cataloghez, eram așa destul de, pentru că nu e genul meu de activitate unde să mă simt în largul meu, am ieșit în zona magazinului Trivale cu o floare și o carte pe care să le oferim doamnelor și domnișoarelor. Nu sunt genul, mă gândeam că vom sta cu florile și că vom epuiza florile, dar ce facem cu cărțile? Am stat o oră. Nici nu cred că am stat o oră, cred că dacă aveam un vagon de cărți și de flori, în 2-3 ore le rezolvam. Și ce am rămas impresionat este faptul că la un moment dat oamenii cereau mai mult cărțile. Inclusiv doamnele, deci nu neapărat bărbații. Au fost și bărbați care nu primim flori, dar dați-ne și nouă o carte. Le mulțumesc tinerilor care și-au făcut timp, deși programasem acțiunea pentru 2 ore, nici măcar într-o oră deja stocul de cărți și flori a fost epuizat și am avut simțământul că puteam face mai mult și că efectiv persoanelor cărora le-am dat cartea au primit-o cu mult interes. Apropo, a fost vorba de titlul Siguranță pentru vremuri sau în vremuri tulburi.
Chiar avem nevoie de siguranță în astfel de vremuri. Mulțumesc frumos pentru intervențiile dumneavoastră, sunt convins că sunt mult mai multe, însă ne oprim aici cu acest calup de experiențe, urmând ca săptămâna viitoare să mai depănăm din modul minunat în care Dumnezeu ne călăuzește viața. Frate Cătălin, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu Duhul Sfânt și mulțumesc. Cuvântul pe care îl aveți pentru noi să fie primit. Amin. Așa cum Dumnezeu știe că avem nevoie. Mulțumesc, Gențian, 50 de minute este și 20, deci o să termin la și 10, nu? Asta, eu am cronometru în stomac, nu? Așa ai spus mai devreme, deci nu pot să termin mai... și asta pentru că tu ai intrat și mi-ai mâncat timpul. Pacea Domnului, mă bucur să vă revăd. Sper că mâine o să fie și mai mulți. O să văd pe mai mulți, nu că am vreo frustrare că au venit puțini în seara asta, ci doar pentru faptul că vreau să-i văd pe toți. Îmi dau seama că n-am mai fost de ceva vreme la dumneavoastră, dinainte de pandemie, nu mai știu când, dar știu că am venit și era renovarea făcută, deci e ceva vreme. Ați început cu experiențe. Aia să încep și eu cu una, ca să fie în ton cu dumneavoastră și în același timp cu ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta. Acum două săptămâni eram la Coșna. Când a început războiul, am luat o echipă și ne-am dus la Coșna și apoi în Vama Siret am stat toată noaptea cu echipa de la Speranța. Eram la Coșna ca să realizăm o transmisie. Probabil că unii dintre noastre ați văzut-o în vineri seara, o transmisie în direct de la Coșna. O emisiune cu totul specială, cu președintele Conferinței Generale, cu vicepreședintele Conferinței Generale, cu președintele Uniunii Ucrainiene, cu președintele Conferinței Cernăuți din Ucraina. Deci o emisiune cu totul specială. Și planul era să începem la ora 7. Am ajuns la, cred că la 4 și ceva am ajuns la Coșna. Am mâncat și apoi ne-am apucat, adică băieții s-au apucat să înșire firele, să facă legăturile, astfel încât lucrurile să funcționeze. Cu toții eram convinși că trebuie să facem emisiunea asta și pentru asta, împreună cu mine, cei care au venit, au sacrificat sabatul, pentru că noi am plecat sâmbătă dimineață din București. Sâmbătă seara am transmis, nu vineri seara, acum îmi dau seama. Sâmbătă seara, acum două săptămâni. Deci am sacrificat sabatul, am stat pe drum nemâncați, am mâncat covrigi, că ne-am hotărât în ultimul moment să mergem acolo. Și eram convins că lucrarea asta trebuie să fie făcută. Deci la 6 și ceva au făcut proba cu Bucureștiul și lucrurile mergeau bine, toată lumea era încrezătoare. A venit Comitetul Executiv al Conferinței Moldova, a venit președintele Uniunii, a venit președintele Conferinței Moldova, toată lumea s-a așezat pe scaune. La 7:10 mi-au spus băieții, domn director, avem o problemă. Ce problemă? Nu ne aud străinii. Ei legăturile le permiteau ca să se audă. Ăștia din Ucraina vorbeau cu ea din America. Deci ei pe ei se auzeau. Puteau să comunice. Ei cu noi nu. Deci, măi, ce se întâmplă? Încercăm să remediem. Și a venit 7 și n-a pornit. Și am zis o să începem un pic mai târziu. Am comunicat la București Cristinei. Cristina, probabil că în câteva minute, a venit 7:15. N-a mers. A venit 7:30, n-a mers. Toată lumea se uita la noi, băieți, ce facem? Ce se întâmplă? Nimeni nu știe ce se întâmplă. La 8:20 am luat decizia că nu mai fac transmisia și că mi-asum chestia asta, că o să pun pe post un anunț. Din motive tehnice ne cerem scuze, transmisia nu poate să fie realizată. Îi încurcam și pe moldoveni, pentru că moldovenii vreau să transmită și ei pe YouTube și am zis, dați voi pe YouTube și noi am renunțat. Am anunțat la București, la ora 8 intrați cu ce este în playlist, renunțăm la transmisie și cu asta basta. La 8:10
Îmi spun tehnicienii, merge. Ce i-ați făcut? Nu știm. Merge. Pur și simplu. Am sunat la București, am spus Cristinei, intrăm la 8 cu ediție specială. Și la 8 am intrat cu ediție specială. A ținut 3 ore, până la 11 noaptea. A ținut ediția aia specială. Au mers lucrurile perfect. Fără nicio sincopă, fără niciun fel de probleme, fără nicio dificultate. S-a terminat ediția specială la ora 11 noaptea și în timp ce strângeam, am întrebat pe băieți, care e explicația? Toți au ridicat din umeri și au zis, nu știm. Tehnicienii care sunt băieți cunoscuți și pricepuți, nu, chiar știu meserie, au zis, nu știm de ce n-a mers și nu știm ce a făcut să meargă. Am vorbit cu Tibi, care este președintele conferinței Moldova, și am zis, Tibi, tu ce crezi? Și știți ce mi-a spus Tibi? Tibi a zis așa, știi ce cred, Cătălin? Noi am vrut de la 7. Domnul a avut un plan mai bun de la 8. Pentru că probabil că dacă începeam la 7, n-ar fi fost atât de mulți oameni pe TV cât au fost la ora 8. Adevărul este că, uitându-ne pe cifre, cel puțin pe cifrele de pe YouTube și de pe Facebook, audiența a fost extraordinară, a fost nemaipomenită și a fost constantă până la ora, până când s-a terminat. În seara asta vreau să vorbesc despre chestia asta. E un pasaj care m-a provocat și pe care n-am știut cum să-l interpretez. Tot sabatul vă voi vorbi despre Domnul, dar despre Domnul care face niște, care se găsește în trei ipostaze diferite în relație cu noi. Și în tot sabatul acesta voi vorbi despre trei pasaje, patru, ținând cont că mai e o intervenție mâine dimineață la 9, scurtă. Nu mă autoinvit, adică poate să țină oricine altcineva, poate să stau în bancă, să nu ia ca și că el s-a invitat, noi aveam altceva în plan. Okay? Dar și mâine dimineață vreau să vă arăt un pasaj de genul ăsta. În seara aceasta vă rog să deschideți la 2 Samuel, capitolul 7. Când am citit Biblia, adică nu este... Pasajul ăsta din care vă predic este un pasaj pe care l-am citit relativ de curând, acum câteva luni de zile. Nu este un pasaj pe care l-am citit acum câțiva ani de zile, deși știu pasajul, nu este nicio noutate. Dar când am citit pasajul ăsta acum câteva luni în urmă, m-a uimit un lucru. De ce? Hai să-l citim. O parte din el, nu-l vom citi pe tot. Începem de la versetul 1. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau, aici e vorba de David, da? Toată lumea știe, David și-a făcut casă, și-a rezolvat vecinătățile, avea liniște, asta spune versetul 1. Versetul 2. A zis prorocul Natan, David, iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Natan a răspuns împăratului, du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. Foarte interesant. Deci David se uită și spune, eu o duc bine, nu mai am nicio problemă, stau într-o casă foarte confortabilă, dar când mă uit la chivotul Domnului, îmi dau seama că el nu este bine. Și vreau să fac ceva. Și aici aș vrea să mă opresc un pic și să vă întreb un lucru. Când e vorba să faceți ceva pentru Dumnezeu, de unde știți că lucrul respectiv merită să fie făcut? După ce vă dați seama că lucrul respectiv merită să fie făcut? Când vreți să faceți ceva pentru Domnul, de unde știți? Ce criterii aveți după care vă luați și spuneți da, lucrul ăsta merită să fie făcut. Eu mi-aduc aminte cum a fost, ca să mă întorc la întâmplarea pe care v-am povestit-o, că vinerea aceea, dinainte de sabat, am înroșit telefonul
în discuție ba cu Cristina, ba cu Ovidiu, ba cu Tibi, vis-a-vis de tot demersul ăsta. Și când am dat sfoară în țară, vineri la ora 1, cred că am scris un mesaj și am spus, eu mă duc la Coșna. Cine merge cu mine? Deci vineri la ora 1, dintr-o dată Ovidiu îmi spune în câteva ore, merg eu, merge cu tare, avem echipă, facem transmisie. De unde știți că ceva merită să fie făcut? După ce vă dați seama? Că simțiți, nu ați spus la un moment dat, da, uneori sentimentele pot să joace feste, uneori sentimentele pot să nu fie de cea mai bună orientare. Îmi scrie ieri unul dintre directorii de la Hope Channel. Ca să vă dau ultima întâmplare. Îmi scrie unul dintre directorii de la Hope Channel. Și de Cătălin, vezi că ai pe pagina ta de Facebook, de internet, ai o știre. Nu cred că e cea mai bună știre. Am parlamentat cu el pe mail toată ziua. Astăzi la 4 îmi scrie un mail în care îmi dă o sumedenie de detalii pe care nu mi le-a dat. Și am zis, dacă așa stau lucrurile, într-adevăr, știrea aia trebuie să fie scoasă. De unde știi că un lucru merită să fie făcut? După ce îți dai seama? După sentimente? Dar sentimentele ne joacă feste. Sentimentele sunt extrem de volatile și de înșelătoare la un moment dat. M-am uitat așa și mi-am dat seama că sunt 6 elemente pe care un creștin în general le ia în calcul atunci când se gândește că vrea să facă ceva pentru Domnul. Uite, ați renovat biserica. Foarte frumos. Este una dintre cele mai frumoase biserici. Nu vă perii, dar chiar asta este realitatea. Dar de unde ați știut că trebuie să o renovați? Nevoia. Mulțumesc, sora. Deci, da, sora, cum sună, nu? Spun doamna sora, după aia oamenii zic ok, deci că e o nevoie, nu? Te uiți și zici, da, domnule, este o nevoie, dar nu e o... dacă doar nevoia este criteriu, s-ar putea să greșești, pentru că sunt multe alte nevoi, nu? Sunt multe alte nevoi și atunci de unde știi că nevoia asta e mai nevoie decât cealaltă, ca să mă exprim așa. Dar de unde știi că nevoia asta trebuie îndeplinită și nu cealaltă? Bun, bravo, mergem mai aproape. Vedeți că le construim, că ele sunt criterii. Noi le avem la un moment dat, imediat, sora. Deci, că ați spus ceva și vreau să nu pierd ce ați spus. Dar vedeți că noi avem niște criterii. Noi spunem, într-adevăr, noi spunem după cum simțim. Dar nu e chiar simțământ așa agățat undeva. Sunt niște criterii. Nevoia, sfatul, ne sfătuim. Ați spus ceva. Ok. El ne spune. Uh-huh. În funcție de ce simțim în sufletul nostru. Ok, așa este. În funcție de ceea ce Domnul ne șoptește în conștiința noastră. Da? Sunt niște criterii pe care noi le avem. Da? Eu le-am spus așa. Dom'le, în primul rând trebuie să fie un obiectiv nobil. Adică dacă vrei să dai cuiva în cap, nu cred că vreunul zice, dom'le, Domnul vrea să-i dau ăstuia în cap. Da? Dintr-o dată, obiectivul are o problemă. Obiectivul trebuie să fie nobil. Adică, în cazul de față, cu renovarea bisericii, este renovarea bisericii un obiectiv nobil? Este. Nu? Din multe, și multe criterii pentru care cineva spune acesta este un obiectiv nobil. Al doilea element pe care îl avem în minte este, sau ar trebui să fie, dacă respectă standardele lui Dumnezeu. Da? Vreau să fac lucrul ăsta, dar lucrul ăsta îl fac după standardele lui Dumnezeu? Că dacă, de exemplu, vreau să renovez biserica, vorbim de biserică, da? Însă renovez biserica cu materiale furate. Mai poți să spui că
așa vrea Domnul? Nu, nu mai poți să spui. Nu? Adică, domnule, materialele trebuie să fie cumpărate de la magazin sau de, da, să fie transparență. Nu? Al treilea lucru, exact ce spunea sora, oarecum cuvântul lui Dumnezeu ne direcționează înspre obiectivul acesta. Al patrulea lucru, mărturia Duhului Sfânt în suflet. Simțim, avem în suflet convingerea că Duhul Sfânt ne călăuzește în direcția respectivă. Sfatul altor credincioși, da? Adică consfătuirea și contextul. Sunt 6 lucruri pe care eu le-am găsit și pe care cred că le putem folosi fără niciun fel de probleme, astfel încât să realizăm dacă trebuie să ne ducem într-o direcție sau într-alta. Când am luat însă tiparul ăsta și l-am aplicat la David, am rămas cu gura căscată. De ce? Pentru că dacă te uiți la exemplul acesta, toate cele 6 criterii au fost îndeplinite. Adică, era obiectivul lui David nobil? Sigur că da. Nu se poate spune că nu era nobil. David dorea ca să ofere chivotului lui Dumnezeu aceleași condiții pe care le avea el acasă. Spune, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul stă într-un cort. Nu se poate. Nu, parcă e o discrepanță. Casa mea este după Neckerman și chivotul stă în cortul de pe vremea lui Moise, care cu siguranță că nu mai arăta ca în vremea lui Moise. Nu? Deci obiectivul este nobil, mai mult decât atât. Dacă vă duceți în 2 Cronici, capitolul 6, versetul 8, 2 Cronici 6 cu 8, Domnul îi spune lui David, tu ai vrut să faci să-mi faci o casă. Bun lucru ai vrut, zice Domnul. Cu asta e clar că obiectivul lui David este nobil, pornește dintr-o intenție bună și urmărește un lucru bun. Și Domnul îl validează. 2. Drumul pe care vrea David să-l parcurgă pentru ca să realizeze obiectivul acesta, adică să clădească o biserică, e bun? Păi este. Și să nu vă fie teamă să spuneți asta. Știți de ce? Păi dacă vă uitați cu atenție în 1 Cronici, capitolul 29, David spune că pentru ca să se realizeze templu, dă toată averea lui. Și dacă vă uitați cu atenție, David dă, mi-am notat să nu uit, ce înseamnă cantitățile în volumele de astăzi. David, știți cât dă? Dă așa. Dă 113 tone de aur. 113 tone de aur. Și 263 de tone de argint. Asta era averea lui. 113 tone de aur și 263 de tone de argint. 1 Cronici 29, 2 la 5. Sunt toate cantitățile astea. L-am văzut pe fratele că și-a Biblia. 1 Cronici 29. Știți ce m-a uimit? Știți cât este toată rezerva de aur a României? 140 de tone? Ești sigur? Nu, dar se știe, adică este public. Ari, tu știi cât e de rezerva de aur a României? 140 de tone? Vă dați seama? David dă 113 tone de aur, adică cam toată rezerva pe care are România. Foarte interesant. Este drumul pe care David vrea să-l parcurgă pentru realizarea obiectivului, este drumul acesta de aprobat? Sigur că da. David nu spune, vreau să fac un templu, dar plătiți-l voi. David spune, vreau să fac un templu și pentru ca templul ăsta să se realizeze, eu îmi dau toată averea.
Și v-am precizat cantitățile mai devreme. Era dorința lui David în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu? Păi dacă vă uitați în Deuteronom, în Deuteronom scrie că le spune Domnul așa: când o să ajungeți în țara în care vă duc, o să alegeți acolo un loc în care să așezați sistemul acesta de închinare. Este evident că în cuvânt există susținere pentru asta. Era nevoie de cort? Era nevoie de templu? Dacă vă uitați în 1 Cronici, capitolul 23, vă dați seama că da. De ce? Păi erau 24.000 de leviți, erau 4.000 de muzicieni și 4.000 de păzitori ai chivotului. Asta era tot staful pe care îl avea cortul întâlnirii. La 24.000 de leviți, la 4.000 de muzicieni, vă dați seama ce cor aveau ăia, la 4.000 de păzitori ai chivotului, e nevoie de o clădire extraordinară. Se susține ideea lui David? Păi o susține chiar Natan. Că David se duce și îi spune lui Natan: Natan, vreau să fac o casă. Și Natan îi spune, știi care e chestia? Mergi înainte. Domnul e cu tine. Și acum lovitură de teatru. Probabil că discuția a avut loc după amiază. Pentru că în versetul 4 spune așa: în noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan. Ce? Du-te și spune robului meu David: așa vorbește Domnul, oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea? Dar eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort drept locuință. Pretutindeni pe unde am mers cu toți copiii lui Israel, am spus eu oare vreo vorbă vreuneia din semințiile lui Israel, care îi poruncisem să pască pe poporul meu Israel, zicând: pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru? Și spune versetul 13, nu vreau să citesc până acolo pentru că e lung: el va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. El fiind vorba de Solomon. Știți ce m-am gândit? Păi de ce nu l-a lăsat Domnul pe David să construiască un templu? E o perspectivă. Știți că m-am uitat la pasaj? Găsiți pasajul ăsta și în 1 Cronici, relatarea asta din 2 Samuel o găsiți și în 1 Cronici, la capitolul 17. Dacă citiți cu atenție și 2 Samuel capitolul 7 și 1 Cronici capitolul 17, în niciunul dintre aceste pasaje care relatează istoria nu se spune asta, deși e corect ce spuneți. Spune David mai târziu poporului că Domnul nu l-a lăsat pentru că el a vărsat sânge. Dar în relatarea originală, originală, nu se spune lucrul acesta. Este interpretarea lui David. Cred că Domnul n-a vrut să mă lase să zidesc o casă pentru că eu am vărsat sânge. E o interpretare bună. Dar Domnul nu-i spune asta. Ceea ce mi-a atras să-mi ia atenția și cred că motivul pentru care Domnul nu-l lasă pe David să facă lucrul acesta, deși este un lucru bun, e un lucru nemaipomenit. Și știți de ce spun asta? Că uneori suntem așa de amărâți, nu? Adică eu știu cum a fost sâmbăta aia, când încercam din toate puterile să transmitem chestia aia, merita să fie transmisă, da? Era vorba despre Domnul și despre o încurajare pentru niște oameni, Domnul, se legau firele la între ele, frate. Nu, ceva nu se potrivea. Când ne auzeam noi cu ei, nu se mai auzeau ei între ei. Când se auzeau ei între ei, nu ne mai auzeau pe noi. Ce se întâmplă? Și uneori îți dorești așa mult să faci ceva pentru Domnul. Nu?
parcă cineva spune piedici. Uneori, poate chiar ai tăi îți spun piedici. Și stai și te gândești, dom'le, dar de ce? Vreau un lucru bun. Vreau să fac lucrul ăsta pe o cale bună. Este necesar lucrul acesta. Și alții mă încurajează să fac lucrul acesta. Deci sunt atât de multe elemente, toate se potrivesc, dom'le, dar nu iese lucru. De ce? Pe de o parte, este interesant, prorocul Natan, care este purtătorul de cuvânt oficial al lui Dumnezeu, îi spune lui David, du-te și fă, se duce noapte. N-aș fi vrut să fiu Natan. Să vin a doua zi și să spun, David, am comis-o aseară, ți-am zis că trebuie să faci asta, dar nu, Domnul mi-a zis să nu. Vă dați seama cam cum? Adică, nu. David spune, păi, nu mai am încredere în tine, frate. Deci dacă nici în tine nu mai pot avea încredere, deci îmi pare rău. Nu. Cu ce a fost mai bun momentul în care a făcut Solomon casă? Și a făcut-o pe lui, mai întâi și Solomon. Și mai mare. Și dacă vă uitați cu atenție, veți găsi că Solomon, diferit de David, ăsta săracul a vrut să facă templu cu averea lui. Solomon i-a muncit pe aia săracii, i-a nebunit. Deci a chilărit pe aia, da? Că în momentul în care a venit fiul la putere, vă aduceți aminte? Da? I-au zis, au venit oamenii și au zis, mai lasă-ne, frate. Știți ce mi-a tras atenția? Nu că răspunsurile pe care nu le-ați dat nu sunt bune, sunt ok. Dar mie altceva mi-a atras atenția. Uitați-vă la versetul 11, ultima propoziție din versetul 11. Mie mi s-a părut incredibilă. Deci David vrea să facă o casă Domnului și Domnul îi spune în versetul 11, ultima propoziție, și Domnul îți vestește ce? Că îți va zidi El o casă ție. Și dintr-o dată mi-am dat seama că este o chestie extraordinară. Știți că noi spunem că facem lucrarea lui Dumnezeu și vrem să facem pentru Domnul și aia, și aia, și aia. Uneori ne certăm că unul vrea să facă într-un fel, altul vrea să facă într-un fel. Și ce vrea unul și ce vrea celălalt sunt lucruri bune. Și ne certăm că ăsta trebuie să fie făcut, ăstălalt trebuie să fie făcut. Dar oameni buni, dacă nu este vorba despre ce vrem noi să facem pentru Domnul, ci ce vrea să facă Domnul pentru noi. V-ați gândit la asta? Sâmbăta aia eram așa de supărat. Dom'le, am condus 10 ore, eram terminat, am plecat dimineața la ora 6, am ieșit din casă, am condus 10 ore până la Cojna să fac ceva pentru Domnul. Nu pentru altcineva, pentru Domnul și pentru oameni. Și nu mi se leagă nimic. Nu merge nimic. Ba, mă mai fac și de râs, că am anunțat de vineri, Domne, o să facem o ediție specială, o să facem nu știu ce, mă mai fac și de râs cu toată chestia asta. Dar gândiți-vă așa. Dacă lucrarea nu este despre ce putem să facem noi pentru Domnul, ci ceea ce vrea să facă Domnul pentru noi. Nu e o lecție simplă, mai ales când îți dorești lucruri bune pentru Domnul. Nu e lecție simplă. Dar Doamne, dar eu vreau să fac chestia asta. Și Domnul să spună, da, știu, apreciez că vrei să faci asta. Dar știi, eu am un alt plan. Vreau să fac eu ceva pentru tine, nu tu pentru mine. De multe ori cred că suntem în pericolul acesta de a crede că noi facem pentru Domnul. Despre asta o să vorbesc mai multe mâine după amiază. Dar de multe ori suntem în pericolul ăsta de a crede că noi facem pentru Domnul. Și Domne, dacă nu suntem noi, dacă nu facem noi, în timp ce Domnul se uită și spune, dragilor,
Eu vreau să fac ceva pentru voi. V-am chemat să mă slujiți, dar pentru ca să fac eu ceva pentru voi. Și David este atât de impresionat, spune, dacă vă uitați cu atenție... Ok. Mi-a scris Ari că în ianuarie rezerva de aur era 103,5 tone în ianuarie, rezerva națională a României. Deci bietul David avea mai mult aur decât are Banca Națională la momentul ăsta. El avea 113 tone de aur, pe lângă 260 și ceva de tone de argint. De multe ori noi vrem să facem ceva pentru Domnul. Cum ar fi ca vineri seara, că aveți o idee foarte bună, Cip, asta cu experiență. Cum ar fi să ne întâlnim vineri seara și să spunem ce a făcut Domnul pentru noi săptămâna care a trecut? Nu ce am făcut noi pentru El, ci ce a făcut El pentru noi. Și David este atât de impresionat de chestia asta încât e o rugăciune întreagă. Știți, de la versetul 17 până la versetul 29, David se duce înaintea Domnului și zice: Doamne, este inimaginabil! Cum adică? Tu te-ai gândit să-mi faci mie o casă? Și nu, când vorbește despre casă, nu vorbește despre o clădire cu patru pereți, ci când vorbește despre casă, vorbește despre dinastie, vorbește despre continuitatea domniei, da? Continuitatea numelui lui. Nu? Și Domnul, dacă vă uitați cu atenție, Domnul se ține de promisiune. Găsiți în Biblie scris în rapoarte că așa, dar Domnul nu a nimicit Iuda pentru că îi promisese lui David. Uneori avem tendința asta să credem că Dumnezeu ne-a chemat să facem ceva și uneori chiar ne chinuie. Dar dacă El nu ne-a chemat să facem ceva, ci ne-a chemat să facă El ceva pentru noi. Pentru că până la urmă, oameni buni, ce suntem fiecare dintre noi? O unealtă, în mâna lui Dumnezeu. Nimic altceva. Nu noi suntem maestri, Dumnezeu e maestru. Și Dumnezeu știe cum folosește unealta asta în fiecare ocazie. Cred că uneori Dumnezeu pune stand-by în planurile noastre pentru ca să nu ne îngânfăm și să nu ne mândrim. Cred că uneori ne încurcă lucrurile ca să nu putem, să nu pot eu spun acum, știi care e chestia? Băi, am făcut un sacrificiu cu băieții ăștia extraordinar. Am plecat dimineața la 6 și ei s-au sculat la 5:30 ca să facă bagajul. Dom'le, am condus 10 ore, ne-am dus acolo, am pus firele, băi, și am făcut o transmisie incredibilă, dom'le. 3 ore a durat, câteva sute de oameni au stat în online non-stop, pe lângă alte câteva zeci de mii în fața televizorului. Dom'le, ce lucru am făcut pentru Domnul? Da, așa este, dar știi care e chestia? Că noi nu o să putem spune niciodată că l-am făcut noi. Pentru că noi care am fost acolo, voi care n-ați fost, nu știți, dar noi care am fost acolo, știm că eram disperați și ne uitam unii la alții că vream să facem un lucru bun și nu ne ieșea nimic. Exact. Vă aduceți aminte de ce spune Apostolul Pavel? Când spune că Domnul i-a dat un țepuș. De ce? Ca să nu se îngânfe. Lucrarea lui Dumnezeu nu este despre ce facem noi, ci despre ce face El. Nu e despre noi. Când vom ajunge în ceruri, nu ne vom lăuda cu ce am făcut noi. Doamne, câte lucruri am făcut noi pentru, câte am făcut pentru Tine. Și no, pentru toate astea, merităm și noi să fim aici. Când vom ajunge în ceruri, spune Ellen White, vom spune, cerul a fost câștigat prea ieftin. Pentru că vom constata că suntem acolo, prin harul lui Dumnezeu,
nu ca un rezultat, nu ca o plată pentru ceea ce am făcut noi pentru ea. Poate că în fiecare zi ar trebui să facem ceea ce făcea Iisus. Spune Ellen White că Iisus primea în fiecare zi planul de activitate de la Tatăl. Și Domnul din cer îi spunea lui Iisus, astăzi vreau să faci asta. Nu Iisus făcea, ci planul era lui Dumnezeu. Dumnezeu, Tatăl, era în spate. Cred că avem nevoie cu toții să învățăm să lăsăm pe Dumnezeu să facă ceva pentru noi. Și la sfârșit, să spunem ca și David, cine a mai pomenit așa ceva? Toți zeii de pe fața pământului așteaptă ca slugile să-i servească pe ei. Nu? Ca asta. Asta este imaginea idolilor, nu? Trebuie să-i îmbunezi, să le dai să mănânce, să nu-i superi, să le porți de grijă. Și David spune, unde s-a mai pomenit un astfel de Dumnezeu care să zică, eu vreau să fac ceva pentru tine? Cam așa arată Dumnezeu, prin perspectiva lui 2 Samuel, capitolul 7. Un Dumnezeu care spune, e bine că vrei să-mi faci o casă. Vrei un lucru bun, dar nu o vei face tu, pentru că vreau eu să fac ceva pentru tine. Și o să facă fiul tău. Pentru că eu n-am nevoie până la urmă de o casă. Frumos spune Solomon, am făcut casa asta, dar iată că cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă. Cu atât mai puțin casa aceasta. David, lucrarea ta nu este să uimești pe oameni cu ceea ce ai făcut despre mine, pentru mine. Da, apreciez că vrei să faci. Dar lucrarea ta este să accepți ceea ce vreau să fac eu pentru tine. Fie ca Dumnezeu să ne dea un astfel de spirit, mai ales în momentele în care ne dorim să facem un lucru bun. Și nu ne iese. Sau nu toți oamenii sunt de acord cu ceea ce vrem noi să facem. Și în loc să ne supărăm, să ne certăm, să nu ne mai vorbim unii altora, să purtăm resentimente, am avut și eu o idee și n-ai vrut să mă sprijinești în ideea asta, ai ceva tu cu mine. Nu e mai bine să spunem, poate că Domnul are altceva în minte. Poate vrea să facă ceva pentru mine sau poate vrea să facă ceva pentru el sau pentru ea. Pentru că, repet, lucrarea nu e despre ce putem face noi pentru el, ci despre ce poate să facă el pentru noi. Fie ca Dumnezeu să ne dea un astfel de spirit tuturor. Amin. Mulțumim frumos pentru cuvânt și pentru că sunt convins fiecare dintre noi vrem să știm care e planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Ne-am simțit mult mai confortabil să știm că Dumnezeu ne ia de mână și ne duce acolo unde știe El care trebuință cu fiecare dintre noi. În vederea acestui lucru, v-aș invita să cântăm acest timp 252 care se intitulează De mână, du-mă, Tată, după al tău plac. Pentru rugăciunea de final am să o invit pe Monica Popa. Ok, trebuie să iasă. Atunci pe sora Sica am să o rog pentru rugăciunea de final. Thank you.
nostru care locuiești în ceruri, în numele și în meritele Domnului și Mântuitorului nostru, venim mai întâi de toate să-ți aducem recunoștință, mulțumire, laudă pentru tot ce ai făcut pentru noi, Amin. Pentru jertfa supremă, pentru făgăduințele tale, că tu ești mereu cu noi, că ne asculți slabele noastre rugăciuni. Dar dorim din toată inima să facem numai voia ta și să fim inspirați de Duhul tău cel Sfânt în acțiunile noastre, ca să putem împlini planul pe care tu dorești cu noi, cu fiecare. Amin. Lasă binecuvântarea ta peste biserica aceasta și peste credincioșii care suferă în aceste momente, care au părăsit casele lor, să le porți tu de grijă fiecăruia și pacea ta să domnească pretutindeni și în inimile noastre prin prezența ta. Amin. Rămâi cu noi, Doamne, și ajută-ne și noi să rămânem cu Tine și să putem împlini numai voia Ta și numelui Tău să-i aducem lauda, închinarea pentru cât ai făcut pentru noi și vei face mai departe. Amin. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu pentru sabatul acesta de libertate pe care ni-l oferă. Înainte de a vă ura noapte bună, vreau să vă spun puțin despre programul zilei de mâine. Urmează să ne întâlnim cu frații și surorile instructori la școala de sabat, începând cu ora 9 și 15 minute. De la ora 10 sunt serviciile divine de dimineață. Suntem invitați cu toții să participăm, urmând ca de la ora 15 și 30 de minute să avem ora de pregătire pentru botez. Urmând ca în plen să ne întâlnim cu toții la ora 17 după masă. În partea de dimineață, mâine, nu voi fi cu dumneavoastră, o să ajung la liceu. Am acolo de mult planificată o întâlnire, dar revin pentru partea de după amiază. Începând cu ora 15, vor fi pentru o întâlnire specială, aparte de ce se întâmplă aici în plen, liderii din județul Argeș, care lucrează cu copiii. Mă refer aici la cei care lucrează cu licuricii, cu exploratorii și cu companionii. Va fi prezent și Benisisu mâine după amiază pentru întâlnirea aceasta. Vom putea să ne salutăm și cred că Dumnezeu pentru fiecare dintre noi care dorim să participăm la închinare, care dorim să slujim, va avea binecuvântări deosebite. Domnul să ne ofere un somn odihnitor și binecuvântări cerești. Harul său peste noi toți. Amin.